La 50 de kilometri distanță de Timișoara se află ruina castelului în care a locuit regina Elisabeta a Greciei, fiica regilor Ferdinand și Maria. A fost nepoata preferată a soției lui Carol I, considerată cea mai frumoasă, dar și cea mai misterioasă dintre prințesele românce. În saloanele reginei învață să cânte la pian și la vioară cu cine credeți? Cu George Enescu. Deci ceea ce vă dați seama câtă vioară stăpâna, ce talent avea, era o virtuoasă. Elisaveta, cum îi spunea regina Maria, a cumpărat domeniul de la Banloc în 1935, după ce a divorțat de regele George al Greciei și a revenit în țară. Pasionată de artă și frumos, continuă să înfrumuseteze domeniul ridicat în 1793 de contele Lazar Corazoni, care a amenajat în jurul clădirii și un parc dendrologic cu specii valoroase de arbuști, dar și statui valoroase. Gheorghe Traicun, în vârstă de 92 de ani, a fost de câteva ori la castelul Banloc să o colinde de sărbători pe sora regelui Carol al II-lea. Pentru noi, oamenii din sat, a fost frumos. A fost curat, mai ce frumos a fost. Vă spun, doamnă, că a fost numai în alb. În 1948, chiar a doua zi după plecarea în exil a mătușii regelui Mihai, statuile din parc au fost vandalizate. Comuniștii au transformat castelul rând pe rând în IAS, azil de bătrâni, orfelinat și apoi în școală. Iar după cutremurul din 1991, clădirile au devenit nefuncționale. Mitropolia Banatului a preluat castelul în concesiune pentru 49 de ani. E vorba de aproximativ 7 milioane de euro. Fonduri pe care noi nu le avem, noi, din păcate, de-abia reușim să conservăm și să reparăm bisericile noastre. Așa că l-au lăsat la mila lui Dumnezeu, mai ales că din 2005 sunt în litigiu cu Paul Lambrino. Acesta l-a revendicat în ciuda faptului că familia lui n-a avut nicio legătură directă cu regina Elisabeta.